acasă. Colegul nostru Vlad Mogoș a plecat, l-a împărțit mărțișoare și haideți să vedem ce vedeta a surprins. Ia, cu cine s-a întâlnit? Bună dimineața! Bună dimineața, Natalia, bună dimineața, Răzvan. Am pornit și eu prin București să împart mărțișoare la domnișoare. Poate găsesc și eu pe cineva să-mi încălzească primăvara asta, că tare friguroasă mai e. Și m-am dus unde în altă parte decât la ASE, unde sunt cele mai frumoase domnișoare, unde o surprindem pe Maria Iordănescu. Ce faci? Tocmai ieși de la cursuri. Da, acum am terminat, de dimineață am început și e obositor, puțin obosită. Lasă facultatea, uite, din partea echipei Antena Stars, noi îți dăm acest mărțișor frumos și mai am să-ți dau ceva, nu te îngrijora, nu te cer în căsătorie, cu toate că ai iubit? Nu, n-am, sunt singură. Da? Da. Deci nu s-ar supăra nimeni dacă te-aș cere în căsătorie? Nu. Bine, după mă așez în zăpadă și rezolvăm. Uite, poftim. Aici un mărțișor din partea echipei Antena Stars. Super frumos, mulțumesc frumos! Mulțumesc. Cum de tu, fată atât de frumoasă, deșteaptă, talentată, vrei să faci și televiziune, pentru că știu că iubești domeniul ăsta, cum de n-ai tu un iubit? Și cum e, toate la timpul lor, o să apară atunci când o să fie momentul potrivit. Momentan vreau să mă axez mai mult pe mine, dacă până acum am dat foarte mult atenție vieții mele sentimentale, acum este momentul să mă axez mai mult pe carieră. Și cred că anul ăsta este cel mai greu și la facultate, sunt ultimul an, trebuie să-mi pregătesc licența, să intru la master și după care mă voi axa mai mult pe televiziune. Dar nu crezi că și o viață personală echilibrată te ajută și pe partea de facultate? Ba da, e adevărat, dar și cum e, nu pot acum să mă duc în oraș să-l caut, hai unde ești, trebuie să vină el să te caute, hai unde. Când o să fie momentul, o să fie și toate la timpul lor. Dar cum e tatăl tău vis-a-vis de iubiții tăi sau băieții pe care îi cunoști, discuți cu el, îi spui, povestești deschis? Eu vorbesc mai mult cu mama, pentru că tata e foarte ocupat, eu am programul meu destul de încărcat și automat nu prea ne intersectăm. Vorbesc cu mama, mama mă sfătuiește, dar tata întotdeauna are încredere în mine. Într-adevăr, dacă apare ceva, o problemă mai delicată, îți dai seama, merg la tata și vorbesc, pentru că el este bărbat și are mai multe experiențe, normal. Dar e sever, zice, uite, ăsta e de tine, ăsta nu e de tine, ăsta e frumos, ăsta e urât, ăsta e prea înalt, ăsta e prea blond. Nu, tata nu judecă un om după aspectul exterior, clar, niciodată n-a făcut asta. El știe că atât timp cât este un băiat la locul lui, cu minte, cu o facultate, care își vede de treaba lui, n-are nimic împotrivă. Nu, chiar nu. Tata este omul care apreciază interiorul mai mult decât exteriorul, clar. Cum a fost cu sesiunea? Că mi-ai spus că recent ai dat examene. Chiar a fost greu, nu mă așteptam să fie atât de greu, pentru că adevărul este că eu am și lipsit foarte mult semestrul acesta, că am fost paralel cu televiziunea, cu școala de televiziune și nu puteam să ajung și la cursuri. Și de seama, a fost puțin solicitant, să spun așa. Și automat în sesiune va trebui să turez motoarele și mai tare, cum se spune, știi? Să recuperez totul. Pe 7 martie e ziua ta, faci 22 de ani, nu? Da, este adevărat, dar până atunci vreau să spun că 1 martie nu este doar începutul de primăvară, ci este și ziua fratelui meu, Alexandru, și pe această cale vreau să-i urez și eu la mulți ani, să fie sănătos, fericit și să știe că îl iubesc enorm. Sunt mândră de el. Câți ani împlinește? El împlinește astăzi 24 de ani și eu 22 peste câteva zile, peste o săptămână. Te-ai gândit, îți faci petrecere, vrei să ieși undeva cu colegii, cu prietenele tale? Încă n-am planificat nimic, adică chiar am fost prinsă zilele astea, nu m-am gândit încă. Aștept să treacă ziua fratelui meu și mă voi gândi și la ziua mea. Tu mai ești pasionată de modă, știu, te preocupă un pic și ceea ce înseamnă hainele, stylingul pe partea asta. Da, asta e adevărat, dar nu într-un mod excesiv, să spun așa. Adică cred că orice fată e pasionată de modă, orice fată e atentă cu ce își pune pe ea, cum se machiază, cum se aranjează părul, este normal lucrul ăsta, dar nu atât de mult, nu exagerat. Uite, când înainte să ieși în club sau la un eveniment sau chiar să te duci la facultate, cât stai tu în oglindă să te pregătești, să te machiezi, să-ți alegi hainele, să-ți alegi cu ceea ce te vei îmbrăca în ziua respectivă? Nu știu, minimum două ore, maximum trei ore jumate, și asta pentru că cea mai mare problemă este de fapt să ne alegem cu cine îmbrăcăm, că toate fetele sunt așa, adică întotdeauna avem dulapul plin, dar niciodată nu avem cu ce să ne îmbrăcăm, este clar asta. Dar aceea, știi cum e, cu părul, până îți faci bucle, părul întins, hai să-l prind, hai să-mi văd cu ce mă machiez, cum mă aranjez,
Da, durează, ca la orice fată, automat. Dar nu, mai mult de 3 ore jumate, nu, nu stau. Este și așa destul de mult, oricum. Pentru noi băieții chiar este. Uite, uitându-te așa înapoi, ce sfat ai simțit tu că ți-a dat tatăl tău, cel mai bun așa, care ți-a prins în viață? Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la el? Pentru mine tata este un exemplu. Tata este o lecție de viață. El a pornit de la nimic și a ajuns să facă totul pe propria putere. Nu știu să spun acum un sfat. Întotdeauna ne sfătuiește. Mereu ne spune să fim modești, să nu profităm de numele pe care îl avem și să facem onoare faptului că noi facem parte din această familie. Să nu îl facem de rușine, cum s-ar spune. Știi că este fix tipicul gândirii românești. Vreau să faci familia mândră, exact. Da. Maria, noi îți mulțumim frumos, îți dorim o primăvară frumoasă și pentru că ești pasionată de televiziune, vreau să-ți dau ție microfonul, să le dai pasa înapoi Nataliei și lui Răzvan. Uite, poftim. Spune-le și o primăvară frumoasă ceva. O primăvară frumoasă tuturor. Ce să zic? Temperaturi cât mai ridicate, atât de aici, de la Facultatea de Studii Economice. Natalia? Ești o frumoasă, Maria Iordănescu, îți mulțumim foarte mult. Și ție, Vlad. Te pupăm, Maria, ești o frumoasă și îți mulțumim că ne-ai primit alături de tine.